Asta este așa, în câteva minute, că dumneavoastră m-ați somat. Și eu am întrebat alături dacă ați vorbit despre mine, dar nimeni n-a spus că dacă nu s-a auzit. Bun, acum nu asta e problema. Al doilea, vedeți nenorocirea, catastrofa care se întâmplă, s-a întâmplat, se întâmplă în Japonia. V-ați rugat pentru asta? Da. Zi și noapte? Nu. Imediat ce ați văzut? Da. Deci este foarte importantă această cercetare. Dacă eu mă duc și văd și mă confrunt cu o nenorocire, eu trebuie să răspund. Indiferent cine este asta. Este aproape de meu. Așa nu spune la Samaritea. Deci este o nenorocire extraordinară. Când am văzut, deși eram în altă parte și trebuia să fac altceva, am căzut pe genunchi. Gândiți-vă ce e acolo, da? Și care mai sunt sub dărâmături, în noroi, copii, bătrâni, tineri, răniți care nu mai pot să facă, să mai zic. Este un moment în care, în minute întregi, omul se poate mântui. Își dă seama că el este pe sfârșit. Și o rugăciune de a dumneavoastră lansată bine poate să facă să mântuie oameni care mai au 3 minute de trăit. 3 minute. Un minut. Și al doilea lucru care l-am văzut, care uitându-mă la lucrurile alea, mi s-au părut teribile. Deci Japonia este o țară foarte ordonată, nu-i nevoie să spun eu, extrem de ordonată, extrem de organizată. Când a venit tsunami respectiv și invada teritoriul, știți, vreo 20 de kilometri, erau mașini, acoperișuri, mizerii, tot și așa mai departe. Și atunci mi-a venit în minte că în momentul când Dumnezeu a hotărât ceva, oricât de bine și tot ce am fi făcut noi, e numai mizerii, amestecătură, noroi și așa mai departe. Nu știu dacă e clar. Toate faptele tale bune nu sunt decât o haină murdară. E teribil lucrul ăsta. Deci, mai organizați ca ei, mai curați, mai aranjați, nimic. Și nu mai a fost un suflu, da? Și a ieșit totul într-o amestecătură, într-o învălmășală, o nimic. Deci, asta. Și al treilea cu care, într-adevăr, închei, să știți că Japonia a fost începutul. Deci Dumnezeu nu se știe cum vine, da, și pe cine îi ia și cum ne ia. Da? Deci să ne rugăm pentru toate situațiile astea și să fim gata. Gata. Da. Adică gata de luat. Dumnezeu să ne ajute. Au venit nenorocirile, spunea preaiutul nostru. És látok is, hogy informál a bennünket a nyomorúságról, amely a japán népre jött. Domnul să aibă milă de ei. Az Isten könyörül ezen a népen. Și trebuie mântuit acolo să mântuiască. Amit meg lehet szerezni, az meg legyen szerezve. Dar într-o bună zi, de egy nap, într-o groază mai mare va mișca pământul acesta. Egy nagyobb borzadalomban lesz megmozdítva.